Bună să voi fi inima, dragii mei! Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Poate că ați auzit lucrul acesta, dar cum? Pasajul din care este scos acest principiu se află în 2 Corinteni 10 cu 3 până la 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surupe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dacă mai păcătuim, noi ca și creștini, odată ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră și ne-a iertat de toate păcatele, da, mai păcătuim. Se mai întâmplă să mai păcătuim. Însă noi luptăm cu păcatul. Noi ar trebui să luptăm cu păcatul. Cine zice că n-are păcat, minte. În Ioan, 1 Ioan 1 cu 7 până la 10, zice așa: dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Deci soluția nu este ca să mințim, soluția nu este ca să zicem că nu avem păcat, că nu am păcătuit, chiar și după ce am primit pe Domnul Iisus Hristos și am fost curățiți, putem să mai păcătuim. Însă soluția este să luptăm, să luptăm cu păcatul. Și cum? Cum? Împotrivindu-ne, răsturnând izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a ridicat standardele legii atunci când a zis: ați auzit. Și pasajul din Matei 5 cu 27 ne spune așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Asta era legea, să nu prea curvești. Și cine nu prea curvea, fizic era neprihănit, nu? Dar Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun oricine se uită la o femeie ca să o poftească și a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci, nu este suficient acum numai să nu facem faptele care sunt condamnate de lege, ci este important să biruim faptele acestea din momentul gândului. Dumnezeu știe că suntem țărână. De aceea a pregătit și mijlocul și ne-a pregătit și calea ca să putem să biruim această luptă. Și ne-a dat și biruința prin Domnul Iisus Hristos. În 1 Corinteni 10 cu 13 spune așa: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10 cu 13. Deci, ispitele pot veni din exterior, dar pot veni și din interior. Din exterior este mai ușor să le biruim, le vedem. Din interior este mai ușor de ascuns, dar tot le putem birui. Dumnezeu să ne ajute să biruim, să biruim la nivelul gândului, să nu fie nevoie să luptăm cu tipare care se creează și se fac în comportamentul nostru prin gânduri pe care le lăsăm în mintea noastră.